Deputatul Petru Jordan a rămas fără imunitate parlamentară după ce 68 de legislatori au susținut solicitarea procurorului general. Colegii săi din Platforma pentru Moldova nu au participat la procesul de votare. Jordan se declară nevinovat și respinge acuzațiile care îi se aduc. În aceste momente în plen este examinată o altă solicitare a Procuraturii Generale privind lipsirea de imunitate parlamentară a deputatului Denis Ulanov. Procurorul general a anunțat în plen că Denis Ulanov este bănuit de implicare în frauda bancară, iar Petru Jordan ar fi comis abuz de serviciu în cazul aeroportului internațional Chișinău pe vremea când era întreprindere de stat, iar demnitarul deținea funcția de director interimar și ar fi încheiat un contract pentru o poliță de asigurare. Mă aflu astăzi în plenul Parlamentului pentru a-mi exercita dreptul de a cere în cuvințare ridicării imunității parlamentare a doi colegi ai dumneavoastră, deputați în Parlamentul Republica Moldova, în privința căruia avem probe pertinente și concludente de implicarea în furtul miliardului și respectiv fraudarea intereselor întreprinderii de stat a raportului internațional Chișinău. În replică, Petru Jordan a declarat că nu a comis nicio încălcare și că și-a îndeplinit atribuțiile conform legii. Potrivit lui, bănuielile procuraturii se referă la deciziile luate în conformitate cu contractul semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. Mai exact, este vorba despre un contract de asigurare fără de care aeroportul nu ar fi putut activa. Eram obligat să închei contractul de asigurare și polița de asigurare s-o anexez la lista de documente ceea ce și am făcut. Certificatul de operator de aerodrom se eliberează pe termen de un an de zile. Polița de asigurare trebuie să fie pentru un an de zile. Și am depus toate eforturile pentru a gestiona corect această întreprindere. Ulterior, Jordan a răspuns la întrebările deputaților. Eu tare sper că în acest dosar să nu fie dar un țap ispășitor și în cazul dat este vorba de Petru Jordan, da? Iar ceilalți cumva să fie scutiți de pedeapsă. În dosarul acesta, cu siguranță, sunt și multe alte persoane care trebuie să poartă o anumită responsabilitate. Chiar dacă astăzi voi o să ridicați mână, fie din dreapta, fie din stângă, fie din altă parte, eu nu vă urez ca să trăiți ceea ce am trăit eu personal în izolator 2 jumătate zile. Și după un an, ce a spus Procuratura Generală? Că Marina Tauber nu este vinovată. Platforma pentru Moldova, din care fac parte cei doi legislatori, nu a votat pentru retragerea imunității parlamentare a deputaților Denis Ulanov și Petru Jordan, deoarece consideră că solicitările procurorului general nu au niciun fundament juridic. Tot acest spectacol cu ridicarea imunității colegilor noștri Denis Ulanov și Petru Jordan ne arată că astăzi, în Republica Moldova, nu există justiție echitabilă, ci justiție televizată. Cei care mai pot gândi lucid în această țară înțeleg foarte bine că instituțiile care ar trebui să apere drepturile și libertățile oamenilor le încalcă în cel mai brutal mod cu putință, se spune într-o declarație. În data de 19 martie, procurorul general Alexandru Stoianoglu a cerut Parlamentului ridicarea imunității deputaților Partidului Șor, Petru Jordan și Denis Ulanov, vizați în câteva dosare penale. De cealaltă parte, legislatorii susțin că acțiunea procuraturii este politică și are loc în contextul desemnării unui premier. Solicitat pentru o reacție, purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Maria Vieru, nu a răspuns la apelurile noastre.